Am avut discuții cu domnul Dan Banan și cu domnul Dacian Cioloș în acea zi de foarte multe ori, nu doar o dată. De fiecare dată mi se spunea că are mandat domnul Stelian Ion să nu dea aviz până nu trece Siș. Vă dați seama că nu suntem la colțul străzii. Suntem în guvernul României. Nu poți să șantajezi în așa hal premierul României. Și aici am spus foarte clar, bine, atunci voi luați decizia voastră, eu am luat decizia mea, nu putem să șantajezi actul de guvernare.